care le-au făcut oamenii pentru, contra oamenilor. În camera aceasta, fără peretele de aici, erau spre 100 de oameni. Camera 6, în partea cealaltă, 300 de oameni într-o. Încerca să îi poziționați. N-aveam aer. La camera 6, ce-am mai pe jumătate. Se murea continuu și asta era bine, pentru că aveam loc. Nu erau mărunți aceștia, nu există mărunți aici, la crematoriu și arși. Ce vă spun eu, trebuie să le trăiești ca să le pricepi. Nu le pricepi altfel. Nu poți înțelege cum poate fi un om împotriva celuilalt. După plecarea regelui din țară, în 48, Ministerul de interne a angajat noi gardieni la toate închisoarele. Gardienii ce și noi erau din păturile cele mai neglijate de societate. Aici vreau să atrag atenția la o chestie. Aveți grijă de societatea noastră, pentru că neglijând semenul tău devine dușmanul tău și o să păți ce am pățit noi. Domnul Nichifor, aș vrea să vă întreb, care era regimul de viață într-o celulă de asta în care, câți oameni stăteau într-o celulă? Deci am spus, fără peretele ăsta, spre 100. Aproape de 100. 98, 99, 88. Depinde, că se mărea. Cum respirați? Păi, crosetul nu exista așa ceva. Era un butoi din lemn, din tablă, care era greu de ridicat. Și era amplasat lângă ușă. Gol. Da, lângă ușă și acolo ne făceam nevoile. Gândiți-vă, 100 de dintre soacă noi. Nu se putea. Și vreau să vă spun că dintre cei care erau arestați în vremea aceea, elevii erau cei mai puțin cultivați. Totul mergea de la student în sus, profesor universitar, directorul Spitalului Militar din București, profesorul universitar, cine mai mi-aduc eu aminte. Dacă era fost diplomat, tot așa închis, era la un moment dat, era Brăila, consulul statului Panama, Connie Gruber. Era arestat pentru că era spion, reprezentând statul Panama. Când am coborât din Dubă, construcțiile de aici nu existau. Era numai această gaură unde se intra în apărarea Bucureștiului. Și nu vedeai decât câmpul în jurul tău. S-a exprimat cam așa construcțiile astea. Până aici n-a fost. Pentru că te așteptai să vezi la cantine. Era câmp. Apărare nu aveam, nu aveam de la cine. Deci, practic, peste două zile se împlinesc 70 de ani de când ați fost adus la Jilava. Da. Aici am găsit proții pe data asta. Câți ani aveați în momentul ăla? 70. Dânsul a făcut parte dintr-o organizație de elevii, puteți vedea aici, dacă ne dăm un pic la o parte, am adus acest rolap care o să rămână definitiv aici, în această celulă, cu organizația de elevi, toți cei din lotul organizației clandestine Garda Neamului. Uitați, copiii erau ca și voi, elevi de liceu, care... Garda Națională. Garda Națională erau elevi, ca și voi, care erau preocupați de faptul că eram o țară sub ocupație sovietică, că eram o țară căreia îi fusese distruse toate instituțiile, alungat regele. Eram o țară practic distrusă și spoliată, înrobită. Au făcut manifeste, au umplut aproape un an de zile Bucureștiul și țara de manifeste, până când au fost în final prinși și arestați. Cum a decurs intrarea în Fortul 13 Jilava? În primul rând, când am coborât din Dubă, fiind numai câmp, erau două șiruri înșirate de gardieni. Dar eu am crezut că e o piesă de teatru.
pentru că erau îmbrăcați cu ceea ce am avut de acasă. Iar pe nici, rupt, și cu un pistol Mauser în țoc de lemn, la brâu, în mână un par. Am trebuit să trecem prin rândul acesta de gardieni, care ne-au lovit. Am luat-o la fugă și atunci am văzut intrarea aceasta în dreapta. Și am mers la vară, în dreapta, și am ajuns la grefă. Grefă e prima încăpere din peretele astea dulce, unde trebuia să lăsăm Batista, tot ce aveam acte și așa mai departe la lui, ochelari și așa mai departe. Vreau să vă spun de faptul că cei care au fost angajați ca să ne ancheteze, ca să ne păsească, erau din societatea neglijată. Pentru care motiv? În anchetă eram într-un birou, patru anchetați deodată. Cel care m-a anchetat pe mine a rămas cu mine în cameră, ceilalți doi au plecat, s-a duc alții de sânăști. Și semăna cu Fernandel. Fernandel a fost un artist, un comic francez. Și noi așa îi spuneam Fernandel. Apelativul era Bă. Bă, ia vină în coace. Pe mine m-a chemat la el. Eu sunt ciocanar de la Malaxa. Malaxa era o fabrică mare. Mai bine bat la voi decât să bat la ciocan. Mi s-a muiat piciorul. Ca să vedeți până unde merge neglijența față de semenul tău. A deschis altarul și acolo erau niște sule de cizmărie, cu oase mai mari, mai mici, așa într-o crescendo. Și am întrebat, dar ce faci cu asta? Zice, depinde de cât de groasă e pulpa anchetatorului. Îl înțep, fac așa, mi-a arătat cu mâna, ca să se infecteze și să doară. Deci până aici merge de degradarea asta a societății. La numărătoare. Numărătoare se făcea în fiecare dimineață și seara. Nu putea să intre gardianul să numere, nu știa să numere, dar nu putea să intre. Și atunci de la ușă, de la prima ușă, striga, Bă, camera nouă, că ce-ai? Și atunci era șeful camerei și optea la ureche. Dar nu mă sunt prostii. Numărul care n-avea. Și atunci îi striga, îi lăsa din spate cifra respectivă. Dar asta trebuia scrisă pe hârtie. Și nu știa să scrie. Și atunci deținutul care era lângă el acolo, i-a luat și scria el. Doamne, vă rog să mă credeți. Cum era alimentația în detenție? Legiul. În primul rând era un regim de exterminare. Cum să vă spun? Existau niște gamele de la armată, care erau reformate, care aveau găuri. Și ne-au învățat bătrânii să rupem de la poale cămășii, să facem duburi. Erai fericit dacă avea 5 găuri. Gamera respectivă. Și polonicul cu care ți se dădea ceva de o zeamă, putea să fie și crudă. Era o conservă cu un băț din lemn și aceea era porția. Dar aveai cui să spun ce să-i spui, pentru că nu te asculta nimeni. Să vă spun că 9 luni am stat aici. După 9 luni ne-a dus la închisoarea militară pentru procesul care urma să aibă loc la tribunalul militar. Am avut primul vorbitor după 9 luni. A mea mamă nu m-a recunoscut.
o mamă nu-și recunoaște copilul. Am stat în fața dânsii, la vorbitor, a leșinat, bineînțeles. Un cuvânt, da, fost. Numai că timbru voce. A arătat că sunt eu. Asta era după regimul de 9 luni. Vă spun și ceva mai aproape de zilele noastre. Ziua merge pe 4, deci pe 3 iulie. Am fost repartizat pentru canal. Canalul Dunăre Marea Neagră. Canalul Dunăre Marea Neagră. Și ne-au băgat în dubă. Nu mai încăpeam câți erau și atunci am împins cu picioarele. Au deranjat coloanele vertebrale, la mulți. Cum se comportau cu dumneavoastră, gardienii? Mizerabil. A fost o chestie interesantă de Crăciun 1950. Ei până atunci nu au avut uniforme. Aveau cu ce aveau de acasă. În 3 ianuarie 1900, în zi de Crăciun 1950, mi și-au dat uniforme și erau foarte mândri. Aveau uniformă cu 7, erau îmbrăcați. Și după masa zilei de 25 decembrie, un milițian, din ăsta, patul ceva, din Gilava. A venit și a făcut loc. A intrat în cameră, a scos cândva afară, s-a așezat pe marginea raftului, așa, și era beat. A început să ne spună că el nu are nicio vină, că are copii acasă, și mai departe. Deci a fost o remușcare a lui. Deci asta am văzut-o în timp de 9 luni de zile. Ce să mai spun? Cu noi erau... Câți ani ați fost închis, întreabă cineva? Câți ani de închisoare ați făcut? Conform actelor oficiale, 7 ani, 6 luni, 13 zile. Aveam un tiner constructor cu noi în închisoare. Și admirau sistemul de scurgere a apei aici. Acum s-a pus o pompă. Am pus mai multe pompe ca să poată să facă față. Da. Și înainte era cu gravitație. Cu drenuri. Da. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc despre lucruri rele, dar nu le pricepeți. Trebuie să treci prin fugile caudine, erau povești. Nu să vă spun că am adus acest rolap și vă promit că ăsta va rămâne aici. Eu vin destul de des aici, țin legătura cu conducerea. Și vă promit că am avut aprobarea lor pentru ca să rămână asta, pentru că a dispărut tabloul pus de dumneavoastră. Da. Sunteți toți. Și este și un manifest acolo. Da, toți cei pe care mi-ați dat dumneavoastră, pozele pe care mi le-ați dat, sunteți aici. Scrie despre organizația Garda Națională. Scrie despre dumneavoastră. Uitați, dumneavoastră, sunteți și cum era tânăr și cum sunteți acum în vârstă. Așa, și noi vă dorim. Nu e o aniversare, așa, dar totuși zicem așa că e o aniversare pentru că peste 2 zile sunt 70 de ani de când ați intrat aici și uite că Dumnezeu v-a dat viață ca să puteți să trăiți, să fiți astăzi alături de copii care sunt de vârsta la care erați dumneavoastră atunci, să le spuneți toate lucrurile astea și să mărturisiți. Sunteți un document viu și de aia vreau să vă cântăm la mulți ani, dacă nu vă supărați. Da. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască,
mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Domnul Nichifor să trăiască, Domnul Nichifor să trăiască, la mulți ani. La mulți ani, să vă dea Dumnezeu. Faptul că am fost închis m-a urmărit toată viața. În 1987 m-a chemat directorul general lucrarea Ministerului Agriculturii. Aici mi-a spus la noi, nu mai poți lucra. N-am avut voie să lucrăm pe buletin, deasupra buletinului era o stabilă DO, la mijlocul obligatoriu. Nu te angaja nimeni. Trebuia totuși să trăim. Au intervenit aici în relațiile familiale. Deci din jur. Și ne-am strecurat în viață, ne-am strecurat. Am intrat la Politehnică în anul 3, m-a dat afară. Fără motive, mă divorțiam. Foarte greu. L-am avut la un moment dat director la școală, la liceu, ca să-mi termin liceu, pe postul meu, comandant, că am făcut liceu militar, de companie de la liceu. Mi-a fost frică să-i spun că eu am fost subaltern. Era o... ar fi fost un curaj. Nu știam în ce situație se află el. Cu securitate, fără securitate. Am vrut să vă mai spun că pe baza documentelor pe care mi le-ați dat și pe care mi le mai o să mai mi le dați și a interviurilor pe care le avem cu dumneavoastră, o să în curând lucrăm să facem și o cărticică, o mică carte despre grupul dumneavoastră și despre tot ceea ce ați trăit. Da, ce vă spun eu aici sunt acte oficiale. Sunt la dosar și oricine poate să ne citească. Exact. Vă mulțumim pentru tot. Pare rău că ar trebui să asistați la astfel de comemorare. Eu vă mulțumesc tuturor și acum o să ieșim de aici, din Reduit, deci în partea stângă. O să trecem rapid să vedem Cazinca, unde au fost închiși părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, Marcel Petrișor și toți ceilalți care au fost zidiți de vii. O să vedeți în niște celule fără aerisire și fără niciun fel de lumină naturală. Da. Aici a fost Alexian. Da.